Bună dimineața! Astăzi o să luăm micul dejun în cameră. Ne-au sunat de la hotel că vor să ne facă o surpriză și ne aduc un mic dejun turcesc. Sunt curios să văd cum arată micul dejun turcesc. Am fost în Turcia de mai multe ori, dar n-am sesizat că ar fi un dejun, mic dejun special turcesc. Așa că hai să vedem ce se întâmplă. Am avut ieri o zi plină, ați văzut și voi, prin deșert pe acolo cu beduinii. La un moment dat, văzând familia acolo cum trăia și fetița acolo, am zis săraci, dar după aia m-am gândit, stai puțin, că de ce săraci? Noi suntem săraci în societatea asta toxică în care trăim. Ei sunt fericiți acolo cu ce au, nu au nevoie de mai mult, nu au nevoie de internet, de telefoane mobile, de semnal la telefon. Omul simți așa, îl vezi imediat când e nefericit sau are o problemă sau ceva. Chiar nu mi s-a părut, ați văzut și voi, pe fața copilului ăla că ar fi nefericit sau pe fața oamenilor. Deci cred că fericirea nu constă în bunuri materiale, în internet, în facilitățile pe care le oferă lumea modernă, ci constă în trăirile pe care le ai zilnic și mediul în care trăiești și oamenii în care trăiești și natura. Și cred că asta e fericirea mare. Ați văzut că foarte mulți oameni sunt pe YouTube, o grămadă de postări și de vloguri cu miliardari ruși care s-au mutat în Siberia, sau mai e o fată din Suedia care are 1 milion și ceva de followeri, care a plecat în nordul Suediei și trăiește acolo izolată, singură, taie lemne. Deci oamenii ăștia au renunțat la tot și s-au dus acolo. Probabil că nu-și găseau fericirea înainte și acum se vede pe chipurile lor că sunt mult mai bucuroși și mai fericiți. De-aia vă zic că să nu zicem niciodată săraci de beduinea, că nu erau săraci. Și mă mai certa cineva că ne-am dus cu mâna goală la ei acolo și păi, nu puteam să filmăm, dădeam nu știu ce și hai să ne filmăm, să vedem, să vadă publicul, cei care se uită la mine, cât de generos sunt eu sau colegii mei sau mai departe. Adică e de prost gust, nu se face așa ceva și nu o să arăt niciodată să mă duc cu camera și să mă încep să dau bani la toată lumea. Adică nu e o chestie ok. Deci, cum vă spuneam, ne-am trezit acum de jumătate de oră, am făcut un duș, așteptăm peste 40 de minute să vină micul dejun. Sunt foarte curios să văd în ce constă micul ăsta dejun. Aseară ne-au adus tot felul de specialități, de bunătăți, de... Când am venit din deșert, le-am găsit aici pe masă, am ciugulit ceva din ele, dar sunt toate multe și multe dulciuri și tot felul de chestii și o trusă cu tot felul de alune, rahat, foarte interesant și ingenioasă ideea. O să ieși puțin afară acum de la vilă să vedeți și cum este în exterior. Deci astea sunt produsele care ne-au adus aseară. Și fructe, am mâncat noi ceva din ele, au mai rămas ceva, ăsta roșu nici nu știu cum se numește. Poate știți voi, și ăsta galben iar la fel, nu știu cum se numește. Și aici este tot felul de macaroni, de baclavale, de prăjiturici, mai mici, mai mari, mai nu știu ce. O să-mi iau și cafeaua ca să-mi o beau afară. Și ies pe terasă acum. Asta este piscina noastră de aici, de la vilă. Și oamenii ăștia curăță în fiecare zi foarte, foarte bine. Adică nu exista o dimineață să nu vină 2-3 oameni să curețe piscina, să bage robotul ăla de curățare. Apa e impecabilă și e și încălzită. Adică asta e o treabă foarte, foarte bună, că apa este încălzită, că mai sunt oameni mai friguroși un pic, mai copii mai mici și le cade foarte bine să fie apa puțin mai caldă. Eu se anunță o zi splendidă și o să vă spun și programul care este astăzi. Deci o să stăm până la ora 12,
12 în complex aici, o să mergem puțin la plajă, după care a trimis Mahmud, o să trimită de fapt un șofer să ne ia și o să mergem prin oraș. I-am povestit lui Alin despre piața de fructe de aici și despre piața de pește, că sunt foarte, foarte interesante și exotice așa, și o să mergem acolo. După care vreau să luăm masă la un restaurant local, dar local-local, adică nu unde mănâncă turiștii, unde mănâncă doar localnicii. Am mâncat data trecută când am fost aici și mi-a plăcut foarte mult restaurantul. Și dacă avem timp, o să mă uit pe Waze să văd cât facem. E stațiunea aia făcută de cei din Emirates, din Emiratele Arabe Unite, gen Dubai, așa, El Guna se numește, unde au băgat marea în deșert și au făcut o felul de vile, de hoteluri, de iahturi și e foarte, foarte fain. Am fost la trecut acolo, dar e la vreo, nu știu, 30 de kilometri, 40, nu cred că... Și ieri am ratat apusul din deșert pentru că am stat cu beduine, ați văzut mai mult. Am ratat apusul din deșert, așa că astăzi încerc să rog șoferul să ne ducă până... Pentru că deșertul practic e vis-a-vis aici, peste drum, pe o parte a drumului mare, pe partea deșertul. Și rog șoferul să ne ducă vis-a-vis și să mergem puțin și prin deșert. Cred că o să fie o experiență fain, pentru că apusul din deșert, cum spuneam și ieri, este mult mai tare decât apusul din mare. Trec zile foarte repede, deja mai avem două zile și a treia plecăm. Adică mâine o să mergem la Luxor, să vadă și Alin și cu Elena Luxorul și Carnacul și cei mai pe acolo, mormintele regilor. E foarte interesant, e puțin obositor că facem vreo 3 ore jumate, 4 dus, 3 ore jumate, 4 întors, dar chiar merită, pentru că e una din minunile lumii și e o chestie deosebită care, dacă o vezi o dată în viață și ai bifat-o, e foarte, foarte ok și o să încerc să vă prezint de acolo cât mai multe lucruri interesante. O să avem un ghid, am înțeles, în limba engleză, care o să vină cu noi și un șofer, să vedem cum o fi. Sunt nerăbdător să văd micul ăsta dejun turcesc și să îl degustăm împreună. Deci să așteptăm micul dejun. Au sosit și băieții cu micul dejun, am întârziat deloc, e 9:05. A venit Mustafa, valetul nostru, și cu un asistent de-a lui. We have until Friday, until we are leaving, Mustafa. No. Now we have to stay all day in room to finish the food, you know. You cannot go to the beach because of you. No, no, no. Deci uitați-vă ce mic dejun ne-au adus pentru 3 persoane, dacă e posibil așa ceva. Alinuș, iar o faci în lată. Iaurturi, sucuri, ouă. Ce fine chestiile astea.
Păi cine mai găsim să mănânce, Aline? Mai cheamă pe afară, du-te pe afară și vezi dacă mai găsim pe cineva să vină. Da, și noi, fraier, trebuia să refuzăm, să zicem că nu ne trebuie, că nu mâncăm dimineața. Că acum uite ce au făcut cu noi, ne-au băgălit. Enjoy your breakfast and wish you a lovely day. Thank you. Au revoir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Enjoy your breakfast. Mustafa îl cheamă, nu? Da. Păi hai, Alinus, ne apucăm de treabă. Ce să facem, nu? Bună dimineața! Două-s pentru mine. Deci jumătate asta mesei mănânci tu și eu jumătate asta mesei cu Alin. Doamne, ferește-ne. Auzi, am o colegă care zice, Doamne, miluiește, nu? No, păi poftă bună, ce să zic? Mi-e frică să mă apuc. Am zis bine, Mustafa îl cheamă pe balet, nu? Mustafa, da. Mustafa, nu? Mahmud, e tău. Da, Mahmud e cel de la agenție. Că e urât să pocești numele. Sunt niște cărniță, cred că. Da, cărniță. Brânză. Roșii. Asta e lipie de aia de-a lor, care e foarte bună. Nici la casa regală. N-am pus atâtea mâncare. Dar vezi, ei săraci tot, ori rămas, că noi suntem patru. Nu, că el știe, câte persoane suntem, că doar se ocupă de noi din prima zi, valetul. Da. Cu ce să ne apucăm? A? Cu ce să ne apucăm? Cu mâna. Cu brânzeturi. Ăsta e micul nostru dejun de astăzi. Sper că nu mă înjurați prea tare. Ne vedem mai târziu din oraș. Cum vă spuneam, mergem la piața de pește, la piața de fructe. Încercăm un elguna și seara un apus în deșert. Nu o să spun că următoarea transmisie se face după micul dejun, că probabil că o să fie peste o lună când termină micul ăsta dejun. Poftă bună! O zi minunată și ne vedem mai încolo!